Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din Deșteptarea! Ați înțeles deja că avem vești din Africa. Doamne, chiar eram îngrijorat. Mai precis, din țara Kenya. În ziua în care nu apărea nimic în programul oficial al vizitei cuplului Iohannis în Kenya, cuplul Iohannis s-a dus în safari. Exact așa cum i-am recomandat. Ne bucurăm că ne ascultă. Nu poți să te duci în Kenya în vizită oficială pe bani publici, cu avion privat, mă, și să nu te duci să vezi și tu antilopă, gnu. Adevăr e că girafă, eu nu mai vorbeam cu el dacă nu se duce. Da. Leus. Ce mai e pe acolo? Camila nu. Camila este pentru o vizită ulterioară în Arabia. Să știi că au și africanii Camila. Mai sus, da. Da, aici, da, o aduc e animal exotic. Crezi că îl duc la zoo în Kenya? Da. Îi arată mai danez românesc. Da. Capră, cum e la noi la zoo, vacă, da. Câine. Cel mai caragios este cum s-a aflat. Cum s-a aflat? Că domnul, safari? Că domnul și doamna Iohannis s-au dus în safari. Că nu l-au găsit la piscină și unde o fi? Multe variante. Cum a aflat presa română. Deci pentru noi era zi liberă, nu era zi liberă. Nimic în calendar. Nu apărea nimic în program oficial pe presidency.ro. Așa cum am zis. Am presupus că este zi de odihnă. După dejunul de ieri, a zis, băi, trebuie să digestie. Colebil african, stă cu minte. Nu. Președintele României nu are presă cu el, adică nu are presă română cu el. Nu e niciodată ziariști în turneele astea exotice. Vreau o intimitate, adevărul că nu te duci, mă, frate, cu nevasta pe bani publici în Brazilia, Singapore, Kenya, Japoni, Capul Verde, pe unde se mai duce, să te întrebe presa ce ai mai făcut, ce ai mai semnat, ce ai mai stabilit pentru România. Vrei și tu. Deci miercuri nu era trecută nicio activitate, dar mai târziu, în cursul zilei, părăcioșii ăia de kenieni, suflete chircite, oameni răi. Deci kenienii de la Departamentul pentru Rezervații Naturale au pus la ei pe site poze cu domnul și doamna Iohannis la safari, pe băncuța jeepului. Se laudă și cu ceva. Uite ca la parcul de distracție, da. Și instantanea de atârnă pe sârmă la sfârșit. Dacă vreți să comparați poză. Da. Da. Am remarcat că au folosit hainele albe și doamna Iohannis are o rochie albă cu o curea lui Vuitton. Dar sunt mereu asortați. Luată de la mercerie. Unde știi că noi din Dragon? Da, corect. N-ai de unde să știi. Poate e falsă. Da. Și domnul Iohannis e jumate alb. Cred că nu s-a putut hotărâ. Partea de sus e alb. Geacă albă, cămașa albă. Jos a băgat pantalon khaki. Să nu murdărească din băncuță. Dacă nu știi pe ce te așezi, s-a prins. E safari totuși. Mai dai un nămol. Alb la safari, ciudat. Adică tragi musca. Și în sus? Nu, vin muștele pe safari, e nebunic când ești în alb. Păi da, dar n-ai că în partea superioară e bine să fii în alb, că e soare, da, nenorocire. Pantalonul nu e important să pare că vă pricepeți amândoi la safari ceva. Eu n-am mai fost, dar am văzut multe filme, fost, să știi. Da, dar sunt interesat și mă bucur că, știi, urmărim influenceri care au fost în safari și vedem cam care a fost experiența lor. Acum putem să-l urmărim și pe domnul Iohannis, să înțelegem care e experiența de safari. Călătorim cu domnia lui. Da, practic, da, în sufletele noastre. Deci în Jeep poze și s-au prins jurnaliștii români de acasă, au văzut ce a pus Departamentul de Parcuri Naționale sau ce parcuri sunt alea în Kenya, pe pagina de Facebook. Dar apare doar poza asta cu dânsul în Jeep, nu? Apar mai multe poze cu dânsul. Se văd, da, și la safari. Nu, este la plecare. Din safari încă nu avem. Păi o fi de la butaforie. Era la mall și au zis nu vreți să faceți poze cu avem mașină de safari. Dar imagini în mișcare nu sunt. Nu, n-am văzut. Săra cu cameramanul ăla singurul din țară. Ăla este rezervă la președinție. Nu l-au mai luat. Deci, cum spuneam, s-au oprit jurnaliștii români de acasă și ăștia ai dracu... Nenorociți. Alți nenorociți. Invidioși că nu i-a luat cu el acolo. Da. Și așa neplăcuți ăștia. Și l-au dat în fapt, în sensul că au publicat imediat informația. Drept urmare, președinția a postat repede pe site-ul presidency.ro o completare la program oficial. Ăsta este faptul cel mai caragios dintre toate. Deci inițial nu era nimic. Mă, după ce s-a aflat, pac, a apărut completare. Au trecut și... Da. Citez. Similar altor șefi de stat, președintele României Klaus Iohannis a fost invitat de partea keniană să viziteze Parcul Național Nairobi. Am încheiat citatul. Aș mai fi completat în cadrul discuțiilor bilaterale cu mai sunt și cuvinte, care n-a putut veni. Dar foarte interesantă mențiunea din anunț. Din anunțul oficial, da? Similar altor șefi de stat. Adică
Mă înțelegi? Nu doar eu. Adică nu începeți. Da, nu. Toți colegii mei, șefii de stat și cu mine, când cum ajungem în Kenya... Pac safari. Pac ne bagă safari în program. Bă, adevăr e că... Bine, dar dacă... Asta. Bun, ok, dar dacă e așa la toți, e similar altor șefi de stat, adică să înțelegi că asta e regula. Da. Așa se înțelege. Fel de casa poporului, nou, casa poporului, o safari. Asta e regula, așa ne duc pe toți, ne duc. Noi am vrea, de fapt, să ne ducem la întâlniri, la... dar ei ne duc în safari. Dar dacă e similar și așa e la toți, de ce n-a fost trecut nimic în program inițial? Ei, nu era interesant. Nu era interesant. Și de ce au trecut după? Păi adică că a devenit interesant. De ce a apărut informația asta abia după ce au publicat kenienii poze? Dacă nu publicau kenienii, se mai trecea? Nu avem de o să știm. O îți dai seama că informația dar e secretizată. Dar de ce le zici kenii? Am mi-a scăpat, e kenienii. Am crezut că e scurtat. Azi domnul președinte are totuși program. Merge la școala de fete. Asta. Merge a, bravo, asta am văzut un fete. Program frumos. Așteptăm vești, selfie-uri. Dacă aici nu s-a ascuns. La școala de fete, selfie-uri cu fetele. Doamna Carmen, cred că doamna profesoară. Este, da, momentul dânsei. E în largul ei. Da, practic le dă test. Domnul Iohannis așteaptă să vede și cum funcționează ora... De când n-a mai fost dânsul la o oră de școală cu doamna Carmen? Da. Cum să duc acolo împreună? Și dânsul a fost profesor, ulterior inspector școlar, poate să le spună la școală de fete cum trebuie organizată treaba. Le zice cu bursă de merit cu asta. Trebuie să-ți găsești ceva de lucru, frate, în Kenya. Acum nu vreau să jignesc poporul kenian, dar în afară de safari nu cred că au niciun talent. Adică credeam ce să faci în vizită pe acolo? Credeam că zici de domnul președinte că trebuie să-și găsească ceva de lucru. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.